Cine sunt cei care fac minuni? Oamenii fac minuni. Dar și eu sunt om. Nu striga, madame, fii misericordioasă, sunt nebunda, amor. Da, fruntele mea de tâmple se bat, sufăr peste poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune-mi de grab că nu te strii. Cine ești și ca o stea de mea asta în casele oamenilor? Sunt un junet vers de fericit care suferă peste poate și iubește la nemurire. Nu striga! Nu striga, ai pietate. M-ai întrebat să spun cine sunt, te-am spus. Ce caut? Ingrada, nu mi-ai scris chiar tu un original să fiu. Iată-mă! M-am transportat în localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc, precum iubește sclavul Lumina și orbul Libertatea. Domnule Parol! Și tu mă iubești pe mine? Nu mai am la cum ofturi, te-am văzut de-aseară, de la Union. De la Union? Da, desigur. Încă de atunci, de când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi sublimi că și tu corespunzi la amarea mea. M-am interesat, m-am informat la băiatul de la crestegeria lui cumnatul tău și am aflat că amu, ești liberă. Ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune. Ai primit-o? Mi-ai răspuns ca să vin și am venit. Am venit ca să-ți repet că tu ești aurora care deschide bolta stelată într-o adorație poetică. Tu ești... plină de... Acum înțeleg eu tot! Râzi în grantă de amarea mea! Dar cum, doamne, iartă-mă să nu râzi, vezi bine că râzi. Apoi știi dumneata cu cine vorbești? Mă cunoști? Dar cum știi să nu bine te cunoști? Cine sunt? Dar cum să nu te cunosc? Deci angelul visurilor mele, angelul, de steaua, pot pentru ca să zic, luceafărul care se lucește în noaptea tenebroasă a existenței mele, tu ești! Zau, ia uite-te mai bine, a? Madame, pardon, madame. Scuzați, madame. Cucoană, considerând că... Adică vreau să zic... respect, pardon, aha, scuzați. Bine, pardonul ca pardonul, că... dar te rog. Sigur, deoarece... Dacă ții la pielea dumneitale să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că de te-o călca aici bărbatul meu. Mitocanu, de... E în stare a fi capabil să te omoare. Să mă omoare! Da, da. Să mă omoare, Cucoană! Cucoană, madame! Te rog să binevoiești și am dat drumul de-aci. De urgență! Păi, dar știi că-mi place? Dar ce te țiu eu? Du-te, ușa-i deschis, hai! Du-te repede! Du-te, domnule! Zic practic ceva. Du-te și bagă de seamă la poată să nu dai piept în piept cu dumnealui, că de acum încolo te sunt toată acasă. Fugi! Apucă pe Maidan și ieși de vale spre Antim. Fugi! Ai grijă să nu te întâlnești cu dumnealui, că de te-o vedea, te cunoaște și cum te-o vedea zău. Te umflă! Mă umflă! Te umflă! Mă umflă! Cucoană! A? Rica Venturiano? Arhivar la judecătoria de pace, circumscripția de 7. De Galben, poet liric. Colaboratore la ziarul Vocea Patriotului Român. Zici, mai repede! Și studiind în drept. Bine. În drept, în strâmb ce-mi pasă mie, du-te odată! O ți-a făcut pe semne de un conflict? Nu, madame, nu! Spune-i, spiritoane! E bine! Eu sunt june cu educațiune și nu voi să apas niciun conflict? Păi atunci tu totodată ce mai stai? Mă duc, scuzați, pardon, bonsoir. Ce, doamne? Crioc! Monsiu! Domnule, mai nenorocit! Și dumitale până aici ți-a fost. Fugi, că te omoară! Auleu! Fugi! Pe acolo, vină încoace! Madame, Cucoană! Ai milă de un junior român în primăvara existenței sale! Scapă-mă! Să te scap, dar pe un... Ești pe fereastra asta, fugi! Treci binișor, ascultă-mă! Ascult, Cucoană! Treci binișor pe schele la stânga, te lași pe scară până în capătul binalii. Jos e o poziță scurtă care dăm Maidan. Fugi, că te omoară, fugi! Cucoană! Pardon! Fugi, n-auzi! Bonsoir! Ești, Spiridoane, de aici că vine